Am fost diagnosticat cu diabet zaharat tip 1 în data de 26 februarie 1991. Problemele cu picioarele au debutat în toamna lui 2014. La început clasic, cu cârcei, cu senzații de picioare reci. Auzeam eu de picior diabetic, de semnele piciorului diabetic, dar nu credeam că mi se poate întâmpla mie. Deci îmi pierdus în sensibilitatea picioarelor, deci de la asta mi s-a și tras, am umblat o zi întreagă cu o pioneză într-un papuc. M-am adresat iară la doamna doctor chirurg de la policlinică. Înseamnă că este instalată gangrenă și s-ar putea să ți-l taie. Pe data de 19 m-am internat, pe data de 20 dimineața la ora 9, hai la sală. Și la vreo câteva ori m-am trezit din starea de reanimare, fără picior, cu dureri, există senzația aia de picior fantomă, parcă mă mănâncă, mă înceapă, mă doare și acum piciorul care nu-l mai am. M-am împăcat cu ideea, bă frate, asta e, nu sunt singurul, poate fi printre ultimii, ori băga și alții la cap să nu facă ca mine ce am făcut eu, că vina principală este a mea.